Florin Ristei a anunțat de curând că este singur. Acum că Noemi nu mai e în peisaj, cea care pare să-l consoleze sau măcar să-l suporte este colega lui Ilona Brezoianu. Sunt prieteni foarte buni și fac o echipă aproape imbatabilă, mai ales la Te cunosc de undeva. Cei doi tocmai au deschis show-ul transformărilor. Zic acolo, 15.000 de euro goes to... Sunt ai voștri, banii se donează. Banii se mai donează anul ăsta. Banii sunt ai noștri. De-aia ne-am întors sezonul ăsta. Prima transformare, AC/DC, nu a fost una câștigătoare, dar arătau impecabil. Meritul nostru, machiajul, meritul fetelor, Gabi Grețan și echipa, dar rest meritul nostru e voce. Meritul Ilonei e la voce, sincer, pentru că la tine toată lumea se așteaptă. Că am venit. Da, meritul lui e că e plătit pentru emisiunea asta, chiar poate orice. Da, îți dă sfaturi la Te cunosc? Seară bani în promoții să nu ți-i mai dea înapoi. A zis Ilona că banii de pe premii vom dona unui caz social. Eu am cazul meu social, ea e cazul meu social. Pentru că a zis că în 4 luni... Tu îmi dai bani, da? Tăi, ca da? Și caz social? Pentru că în 4 luni îi voi fi scos mult păr din cap și vrea să se ducă cu banii aia să-și pună implant. A, deci acum eu, acum am plucat undeva banii pe care noi îi câștigăm cei 5.000. Eu pentru tine am venit la emisiunea asta. Fiecare are cazul lui social. Deocamdată mai am câteva fire, dacă le și coafez, arăt chiar decent, adică cel puțin în seara asta m-am prezentat decent. Deci, oricum, ceva trebuie să mai pun un pic pași pe la urechi, dar... Și ce dau eu jos în fiecare săptămână din barbă, eu pun undeva și... Și mai poate Florin să te enerveze, mai are. Oh, dar tu și ce zaci în el? Vai de mine, dar... Îmi pun păr și pe picioare, de câți nervi poate să-mi facă. În peisaj apar și adversarii, Emi și Cuza. Suntem prieteni. Sunt preferații noștri. Noi suntem fanii lor. Dar și noi suntem fanii voștri. La final cine câștigă? Preferații noștri. Noi acum ne dăm așa cu săgeți pe la emisiune, dar noi pe ei iubim foarte mult. Da. Eu cu Cuza arătăm de parcă facem... Nu, asta o reclamă la o boală de piele. Eu arăt cel mai decent în seara asta, sincer. Felicitări. Mulțumim frumos. Ilona arată cel mai bine fără barbă. Sezonul ăsta nu cred că am avut barbă. Nu am avut barbă, dar e complicat că te mănâncă pielea de la ea. Când simți părul ăla, da, te mănâncă de la păr, te mănâncă barba. În ceea ce-l privește pe Ristei... Aseară am dobândit chiar o tehnică de a-mi da singur oja de pe mâini jos, fără acetonă, prin zgâriere, pentru că înainte mai plecam cu ea acasă, mai vedea lumea prin trafic, acum mă descurc, le știu pe tot. Cu asta la ochi m-am cam chinuit azi noapte, încă eram negru dimineața la ochi. E pe toate planurile, le la unghii, la păr, la epilat, dacă vreți sfaturi... Nu mai am deschis salon după Te cunosc de undeva. Tudor Ionescu este de acum fanul echipei Ristei Brezoianu. Te cunosc, spuneți! Băi, ce bun sunt! Vine momentul! Băi, uite-te! Ai văzut? Da, și acum am o ceavă! Ne-a plăcut pisica de la sub braț? Băi, sărat! Tudor, v-ați duce și voi la Power Couple? Da, mâine! Ne-am înscris deja! Duce așa... La orice! Dar mai vreau o dată la Asia! El, dacă s-a plătit, să duce oriunde! El chiar și aici! Mai vreau o dată la Asia! Tu vrei la Asia? Nu vreau, nu! Nu vreau pentru... Rămas constant! Eu sunt un om comod și mie îmi place pe canapea la mine! Pentru un milion de euro te duce în Asia? Dar normal, pentru un milion de euro! Pentru ce întrebare! Vezi că mă duc în mai multe locuri! Eu, îți dai seama, nu pot să fac exces de el, că deja oricum am bube pe corp. Stăm cel puțin 4 ore pe zi împreună, timp de 4 luni. E foarte mult, am momente când fac pitiriazis din ăla, pe bază de stres. Care pe care supără mai mult? Ba. Ți-l părăse, strâmb. El. Eu. Pe ea. El pe mine. Scot chiar toți demonii din ea, mai are câțiva ascunși. Este nebun. Am primit o solicitare de la Obregia pentru el să se ducă acolo, să stea o perioadă. Este
obositor, vorbește în continuare, vocea vorbește tare pentru că mai nou a și surzicând în cauza că el cântă cu căști la concerte și mai aude cu ureche, vorbește foarte tare. Și ce ai zis? Așa. Și mă și are momente când mă mușcă, pentru că nu cânt cum vrea el, mai sus, mai jos, mai nu știu cum. Tu să ai înțelegere cu ea. Am înțelegere cu ea, dar noi am venit în concursul ăsta să câștigăm, nu putem să lăsăm de-al de Cuza, de-al de Liviu, Joe, de ăștia să ne ia înainte.